Am o rugăminte la dumneavoastră să faceți exact, că asta chiar nu le iau pentru mine și... Nu pot exact, că n-am câte codurile, deci le fac un cod. De, da, nu, nu-i bine așa, nu, știți? Nu-i bine, atunci să fie că sunt părere de Mariana, poate ea, nu, cum să vede. Eu nu am câte codurile. Da, eu știu, nu depinde de dumneavoastră, nu. Atunci, dar unde să le bag? Deci, de exemplu, ăsta să-l bag la Dero, că n-am cum. Bun, ok, Dero, băgați-mi ăsta la Dero. Adică e Dero, e ok. Bun, ok, astea. Am mers la un magazin să îmi cumpăr alimente. Și eu știam o veche problemă a magazinului, adică dădea bon fiscal, dar nu scria exact produsele. De exemplu, tu cumpărai orez și scria, nu știu, plastice. E o neregulă, nu? Sigur, pentru că nu poți după aceea demonstra că ai cumpărat anume produsul ăsta de la ei dacă ai vreo problemă și vrei să-l returnezi sau să iei bani. Da, sau nu mai vorbesc dacă dorești să mergi la protecția consumatorului, tu nu, mă rog, deci nu ai nicio dovadă. Nu e ok. Prima dată nu am filmat, asta m-am dus cam de 2 sau de 3 ori la magazin, că am zis, băi, poate e un produs singur, poate e o greșeală. Și acum m-am dus cu camera de filmat să fac o regulă sau să sesizez această problemă și să o fac publică mai multor oameni. Și mă rog, i-am cerut o condică de reclamații. A spus că nu are condică de reclamații, ceea ce iar e o neregulă pentru că este obligată să aibă o condică de reclamații. I-am cerut înainte de a cumpăra produsele să-mi facă bonul corect. A spus că nu poate să-mi facă bonul corect, că nu are coduri, că motive. Ok. Deci e necalificată felul... pentru funcția asta. E necalificată să fie casier dacă nu știe codurile. Nu, ea mi-a spus, poate să aude acolo în videoclip, că nu are introduse în casa de marcat codurile. Acum... asta pe mine ca și cumpărător și ca și cetățean nu mă privește, nu? Corect. Eu când merg la magazin trebuie să am produsul conform legii, da? Și bonul fiscal corect. Ei, revin, i-am adus la cunoștință că aș dori un bon corect și mi-a spus dacă nu-ți convine, du-te la alt magazin. Deci o atitudine foarte... foarte frumoasă. Arogantă, dar păguboasă pentru ea, pentru că pierde un client și nu știu dacă ar trebui să te porți așa cu clienții. Ei, mai contează. Bine, e adevărat, de mai multe ori înainte să filmezi... Când toți clienții consumatorii stau prin casă, ea s-ar putea să falimenteze dacă se poartă așa și cu puținii care se duc să mai cumpere. Problema este în felul următor, că magazinul e doar o simplă vânzătoare, nu-i pasă de clienți, părerea mea personală, deci... Nu-i patroana. Nu-i patroana, nu, e o simplă vânzătoare, o să se vadă în imagini, e pur și simplu o simplă vânzătoare. O să o vadă atunci și angajatoarea și o să-și dea seama de ce are scădere de vânzări ultima vreme din cauza acestei atitudini arogante a... Exact, numai că problema este că nu doar această vânzătoare, nu știu, cred că mai este una sau două vânzătoare la magazin, dar la toate aceeași problemă. Deci bonuri care nu sunt corecte. Ei, acum, nu știu, am vrut să scriu o reclamație. E o problemă și foarte bine că o semnalez. Este... bonul ăsta fiscal e un contract și cu statul, că te asigur că se plătește impozitul, TVA și tot așa, dar e un contract și între tine și comerciant de relație cumpărător-vânzător, de consumator. Ai dovadă că anume de la ei ai cumpărat produsul ăsta. Deci pentru asta e necesar bonul și să fie și scris corect, nu doar așa, formal. Da, păi mi s-a spus că dacă nu-mi convine se vede în filmare. Să iau pixul, să tau peste produs și să scriu produsul. Aia e păcăleală, nu-i valabil așa ceva. Degeaba îl scrie, nu se creadă nimeni. Trebuie să fie scris de tipărit. Aparat. Corect. Sigur. Da. Trebuie să fie tipărit, evident. Bravo. Nu știu, aș face totuși o plângere la protecția consumatorului, pentru că este o neregulă, da? Corect. Deși această problemă
în mediul rural este foarte des întâlnită. De acord, dar e timpul să începem de undeva, să începem de la voi. Da, evident. Este deci foarte nimeni nu trebuie să se gândească că toți fac așa. Din contră, toată lumea trebuie evident să se gândească. Eu pot să opresc, pot să rup lanțul ăsta, cercul ăsta vicios. Trebuie să întrerupem acest proces de evaziune fiscală, de corupție, de lăsare, de indiferență, de complicitate. Și foarte bine, mai ales că de la vârsta ta începeți să vă împotriviți. Bravo! Avem unele probleme cu activismul civic și tu cred că ai întâlnit. Suntem priviți ca răi făcători a societății. Nu știu de ce. Suntem priviți ca oameni răi, oameni care caută să facă rele. Da, când faci probleme. Păi problema e exact, dumneata, dar că nu respecti normele, legile și drepturile mele. Evident. Nu înseamnă că dacă ești activist civic, ești un om rău. Ba, dimpotrivă, poți să fii un om foarte bun. Așa trebuie să fie toți cetățenii, dacă nu toți, măcar cât mai mulți. Deci să îngroșăm armata de activiști civici. Corect. Și ce o să vă întreb? Asta trebuie să vă bage șeful? Să vă bage codul? Dar bine, asta nu se poate trece în condicale reclamații, că deja noi e deranjant și... Da, dar poți să fie un condica de reclamații, nu? Nu am condica. N-aveți condica de reclamații? Nu, n-am condica. Doamne. N-am mai. Da, da, atunci supungă. Deci nu aveți condica de reclamații, nu? Da. Da, mai puțin ca mine, da? 27 a zis. Nu, 27, 28, 9. 27, 8. Ce să faci? Da, să vedem ce mi-a scris aici. Că-s curios. Ia. Dero, mi-ați orez, mi-ați băgat. Ce asta? 2,80. Ce asta? Să știu, să zic acasă. Da, deci sunt napolitanele astea. Și-ați scris orez. Da, îmi scrieți cu pixul aici pe stele, vă rog. Ia, dați-mă un pix. Că nu de alta, da. Ia, unde? Hai, bun. Deci. Aici la orez, napolitane scriem. Bun. Plastice. Care au fost, ce, 3 lei? Da, astea, nu știu ce. A, da, da. Deci, corn. În loc. Bun. Da. Păi urmă tu, brambura, că te-a rumpat dracului de exclusiv de ea. Ok. Nu mă uite ce vei azi. Cine e asta? O să veni poliție, să veni poliție la altă. Cineva a anunțat, știi? Da, veni din Italia sau de unde? Din Franța. Acuma? Da. Da, pe mâine ne așteptăm la coronavirus, da? Nu mai aveți treabă cu mine. Nu mai aveți treabă cu mine.